În luna mai se atestă o calitate mult mai bună a merelor vândute în supermarketurile din Chișinău, arată examinările analiștilor de la East Fruit, alături de soiurile Granny Smith, Golden Delicious sau Gala, ale căror calitate a fost una destul de bună și până acum, chiar și cele de soiuri diferite etichetate drept mere roșii, arată uimitor de proaspete pentru această perioadă anului, sortate după calibru și formă, fără defecte, vizibile și deteriorări. Prețurile la mere în supermarketurile din capital au rămas practic neschimbate de aproximativ 5 săptămâni de 11-14 lei pentru un kilogram, în funcție de poziționarea rețele și sortimentul de produse. Titrează agrotv.md. Merele au fost și rămân cele mai ieftine fructe, prețul lor fiind de câteva ori mai mic decât la pere, banane, mandarine, dar și la cireșele, timpurii, caise și căpșunele. Explicația aparent clară a îmbunătățirii atipice a sortimentului de mere în lanțurile de supermarketuri din țară de la sfârșitul primăverii este legată de încercarea întreprinderilor horticole și traderilor de top de a vinde cel puțin un număr relativ mic de mere de înaltă calitate, care nu au putut fi exportate din cauza războiului din Ucraina, mai scrie sursa citată. Două motive pot servi drept confirmare. În primul rând, conform evaluărilor preliminare a specialiștilor din cadrul asociațiilor de producători agricoli, în luna mai este puțin probabil ca exportatorii locali de mere să poată repeta rezultatul ridicat al livrărilor externe din aprilie, adică de 32.000 de tone. În cel de-al doilea rând, în această perioadă, în unele magazin au apărut mere autohtone calibrate și împachetate la ambalaje Flowpack cu informații în limba engleză care au fost destinate exportului.